Consilierul local Ion Barbu a lansat mai multe acuzații către regia de termoficare în cadrul emisiunii de ale Buzoianului. În calitate de președinte de asociație, el reclamă modalitatea de calcul pentru fiecare apartament în parte. Am avut o dispută continuă atât cu firmele de repartitoare, dar și cu furnizorul, cu RAM. Este incredibil. N-aș fi vrut, întotdeauna v-am rugat în anii din urmă, în toamnă, în primăvară, haideți să-i lăsăm în pace, că toată lumea dă în ei și așa e, vai de ei, am zis eu, de societatea seara. Dar m-am îngrozit când am văzut ce fac. Deci nu le merg aparatele de măsură de la branșamentul blocului și stabilesc, pe baza suprafeților utile, care sunt în evidențele regiei, anumite consumuri și țin cont dumnealor, eventual, de apartamentele care sunt debranșate de la sistemul centralizat, dar fără a avea o evidență la zi. Însă, dacă faci și lucrul ăsta, măcar informează pe cei care sunt la nivelul asociației de proprietari cu situațiile concrete care sunt la fiecare bloc în parte. Au venit facturile acestea cuprind presupuneri. Nu realități. La rândul său, directorul RAM susține că vina pentru neînțelegerile care au avut loc ar aparține președintelui asociației, care nu a avut o comunicare corectă cu regia de termoficare. Pot să vă și explic cum s-a întâmplat cu cantitățile care au fost considerate prea mari de către domnul președinte. Pentru luna respectivă, aparatul de măsură de la unul din blocuri nu a mers. Avem o procedură care spune că atunci când aparatul de măsură se constată că a fost defect în luna respectivă, se face media consumului din blocurile care sunt alimentate din punctul termic respectiv și se aplică la suprafața echivalent termică pe care blocul respectiv o are. În vară, când s-au realizat debranșările, în mod normal trebuia ca absolut toate dosarele de debranșare să ajungă la RAM, pentru ca noi să știm să ne facem modificările în bazele de date. Această asociație a considerat că RAM-ul nu trebuie să știe ce apartamente au plecat de la sistem și noi, atunci când am aplicat consumul specific pe metru pătrat de echivalent termic, am folosit baza de date care o aveam în momentul facturării. Această bază de date n-a fost actualizată în vară, pentru că n-am avut cum să o actualizăm, eu n-am știut că au plecat acele apartamente. Într-adevăr, a ieșit o cantitate mai mare decât am fi putut să facturăm la apartamentele rămase efectiv la sistem. Mai mult decât atât, directorul RAM susține că după lămurirea situației a rezolvat chiar și problema sumelor facturate. În schimb, datorită faptului că noi n-am știut de acea plecare a acestor apartamente, am considerat că la intrarea în bloc cantitatea ar fi proporțională cu numărul de apartamente din bazele noastre de date. Atunci când am aflat totuși că numărul de apartamente rămase la sistem este mai mic decât cel din baza noastră de date, am diminuat cantitatea la intrarea în bloc și și-a revenit la facturii normale. Deci vina nu ne-a aparținut în majorarea acestei cantități, pentru că noi nu am fost informați că apartamentele respective au plecat de la sistem. Fac precizarea că această procedură de împărțire a energiei termice este conform legilor în vigoare și este aprobată și prin hotărâre de Consiliul Local. Potrivit legislației în vigoare, președintele unei asociații de proprietari are obligația să anunțe către regia de termoficare toate dosarele de debranșare primite de la locatari pentru a se putea realiza un calcul exact cu privire la consumul pe fiecare apartament.